Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 21 ianuarie 2024. Experimentează prezența lui Dumnezeu. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Psalmul 16, versetul 11. Dacă ai fost o persoană nefericită înainte de a-L întâlni pe Hristos, e ușor să faci greșeala de a crede că singurul loc în care te poți bucura de prezența sa este în biserică. Nu! Te poți bucura de prezența sa în orice loc. Acasă, la serviciu, la școală, în afaceri și chiar în vremuri de suferință și de împotrivire. Fratele Laurențiu, călugăr carmelit dintr-o mănăstire franceză, a scris cartea Practicarea prezenței lui Dumnezeu. Acestui călugăr îi displăcea rutina sa zilnică de la bucătărie. Atunci, Dumnezeu i-a arătat că tot ce făcea în fiecare zi, oricât de banal, putea fi pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu. Și acest adevăr i-a schimbat viața. Tu îți poți cultiva mintea să fie productivă și îți poți cultiva și duhul să fie mai sensibil față de Dumnezeu. Poți ajunge în punctul în care să conștientizezi prezența și plăcerea sa în tot ce faci. A crede că Dumnezeu este prezent nu te ajută prea mult dacă crezi că El este supărat pe tine. Dar când știi că ești acceptat în Hristos, înțelegi că El e prezent cu tine tot timpul și că în același timp își găsește plăcerea în tine. Vezi Efeseni 1, versetul 6. Lucrul acesta îți va schimba radical părerea despre Dumnezeu. Există o mulțime de lucruri care țin de viața de zi cu zi și te poți bucura de ele dacă decizi să o faci. De gătit, de mersul la serviciu, de organizarea lucrurilor, de îndeplinirea sarcinilor zilnice, cumpărături, curățenie și așa mai departe. La urma urmelor, viața este compusă din astfel de lucruri. Bucuria nu vine din amuzament, ci din decizia de a fi mulțumitor pentru fiecare clipă pe care o primești de la Dumnezeu, ca de un dar neprețuit.